UPL vă recomandă Xanadu. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghina la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că ne propunem să discutăm despre eficientizarea agriculturii românești, iar lucrul acesta se poate înfăptui dacă avem oameni bine pregătiți, bine instruiți. Se tot discută în România despre personalul slab calificat, dar să știți că există societăți, există grupuri de antreprenori care caută să investească și chiar fac lucrul ăsta în viitorul agriculturii românești, o agricultură care are nevoie în permanență de digitalizare, de tehnologie și, bineînțeles, așa cum spuneam, de oameni care sunt capabili și pot folosi această tehnologie. În cele mai multe situații am văzut cu toții cum detaliile fac diferența, iar o tehnologie făcută la timp, o tehnologie performantă, aplicată așa cum se cuvine, cu multă știință, e clar că îi ajută pe unii să evolueze. Despre evoluție discutăm și noi în această seară. Asta este principalul nostru subiect de la această oră și vreau să dialogăm cu oameni care sunt implicați, care fac ceva pentru agricultura românească la modul propriu, nu doar declarativ. Mai zilele trecute a avut loc Conferința Națională Tineri Lideri pentru Agricultură, care se adresează celor care vor să evolueze. Sunt tineri care fac parte din Clubul Fermierilor Români, iar AgriCover, partener principal al proiectului și lider al pieții de agribusiness din România, a anunțat lansarea unui nou proiect central pe identificarea direcțiilor de inovare în agricultura viitorului. Așadar, Agri Innovator, o să vă stârnesc interesul cu ajutorul invitaților mei din această seară, iar dumnealor o să vă explice în ce constau aceste programe, aceste proiecte pe care le dezvoltă cei de la AgriCover. Îl salut și îi mulțumesc pentru prezență domnului Liviu Dobre, director general AgriCover Holding. Bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Îi salutăm de asemenea și pe cei doi tineri, Răzvan Prelipcean și Cătălin Popescu, participanții în cadrul Conferinței Naționale Tineri Lideri pentru Agricultură. Și cred că sunt două modele de la care se pot inspira și alte persoane care fac agricultură. Bună seara, mulțumesc pentru prezență! Bună seara! Vă propun pentru început să discutăm despre rolul AgriCover în transformarea agriculturii și despre inițiativa aceasta pe care dumneavoastră, cei de acolo, ați avut-o. L-aș ruga, l-aș provoca la dialog pe domnul director general să ne explice ce este Agri Innovator și de ce ați lansat acest proiect. Ok, mulțumesc mult. Cred că pentru început o setare de context poate să ajute telespectatorii. Una din componentele principale la care lucrăm în ultima vreme este legată de schimbarea generațională în ferme. Știm cu toții că schimbarea generațională în ferme este o problemă, este o problemă în România, dar și la nivel european. Și de aceea am ales să sprijinim programul Tineri Lideri pentru Agricultură al Clubului Fermierilor Români pentru pregătirea profesională a tinerilor fermieri din România. Practic am simțit nevoia să investim în pregătirea următoarei generații de fermieri. În completarea acestui program, urmărind energia și creativitatea și puterea de muncă pe care o au tinerii fermieri, ne-am gândit că cea mai bună soluție pentru a dezvolta agricultura de mâine, din viitor, ar fi să ascultăm și vocea viitorilor fermieri.
Și de aceea am lansat AgriInnovator. AgriInnovator este un think tank, în cuvinte mai simple, un grup de lucru în care vrem să dăm voce tinerilor fermieri, să vedem cum văd ei agricultura de mâine, cum ne putem pregăti pentru asta, să ne folosim, așa cum spuneam, de energia, de puterea lor de muncă pentru a vedea ce este de făcut. Este un grup de lucru în care Cătălin și Răzvan o să vorbească probabil un pic mai târziu. Tinerii și-au ales două teme pentru început pe care vor să lucreze. Una este agricultura digitală, cealaltă este agricultura bio și regenerativă. Și într-un mod foarte, foarte simplu, ce ne așteptăm în cadrul acestor lucrări ale think tank-ului este ca participanții de acolo, echipele de acolo să poată să testeze soluții existente pe piață în cele două domenii, să propună îmbunătățiri la ele sau, de ce nu, să identifice nevoi ale fermierilor care astăzi nu sunt adresate de către piața de agribusiness sau piața de tehnologie, astfel încât să aibă o voce și să putem transmite actorilor din celelalte industrii: noi funcționăm în agricultură, avem o nevoie, avem nevoie de o soluție, vă putem ajuta să o dezvoltați, să o testați și să o implementați. Deci un grup de lucru pentru viitorul agriculturii românești. Bun, haideți să-i cunoaștem și pe cei doi tineri, pentru că tot i-am pomenit. I-aș ruga întâi de toate să ne facă câte o scurtă prezentare, pentru că sunt absolvenți ai programului Tineri Lideri în Agricultură. Cu ce impresii ați încheiat programul? Și, nu în ultimul rând, aș dori, dacă dumnealor cu siguranță vor, să ne spună mai multe lucruri despre dânsii ca și fermieri, vârstă, facultate, ce lucrează, cât lucrează, de unde vin, dacă vin din familii de fermieri și așa mai departe. Domnul Popescu, începeți dumneavoastră? Sigur că da. Vă rog. Bună seara, numele meu este Cătălin Popescu. Eu sunt un fermier din județul Constanța. Ferma se află undeva în localitatea Tortomanu. Vin dintr-o familie de fermieri unde bunicul meu a fost tractorist, să zic așa, cum erau intitulate meseriile pe timpul comunist. Tata, la fel, vine din domeniul acesta agricol, a lucrat ceva teren, a devenit un mic agricultor, iar unchiul meu, începând tot de la un nivel mai mic, a ajuns la un nivel mai mare și, practic, tatăl meu, unchiul meu și bunicul meu au fost modelele, să zic așa, masculine din familia mea, care m-au făcut să urmez această cale a agriculturii. Am terminat facultatea în București în 2015, iar de atunci mi-am început cariera, să zic așa, în domeniul agricol. Am o experiență de 6 ani aproape în domeniul de agribusiness, ce ține de vânzări, consultanță agricolă și parte de trading de cereale în ferme. Iar de curând, de vreo 2 ani de zile, am luat decizia de a face pasul strict către ferma de familie și de a încerca să-mi dezvolt afacerea. Anul trecut, în august, cred că a fost, prin luna august, am urmărit un filmuleț de la Clubul Fermierilor din România și l-am văzut pe colegul nostru, Florian Celacu, prezentând, să zic așa, un filmuleț de promovare și de cooptare a viitorilor cursanți pentru seria 3-a Tineri Lideri pentru Agricultură. Am fost încântat de ceea ce am văzut, m-am înscris și iată-mă astăzi, în ultima zi de absolvire a acestui program de dezvoltare, care consider că m-a ajutat extraordinar de mult în a mă cunoaște pe mine, în primul rând, pentru a mă accepta pe mine așa cum sunt, și totodată s-au creat foarte multe relații, o comunitate foarte mare și tot ceea ce se întâmplă aici consider că face ca agricultura să prindă o nouă imagine în zilele noastre. Domnul Vrălician, dumneavoastră cum v-ați descrie?
Noi am început, și la noi este o afacere de familie, agricultura. Am început-o relativ mai recent. Noi nu suntem, să zic așa, o familie de fermieri, din fermier în fermier. Suntem, e un business pe care l-am demarat în urmă cu 13 ani, la inițiativa părinților mei. Eu m-am alăturat pe parcurs din ce în ce mai mult. Studiile mele sunt în domeniul juridic și economic, adică drept 6 am absolvit. Am urmat și câte un master în fiecare pentru a aprofunda anumite cunoștințe. Prin urmare, aportul meu în afacere este mai puțin pe partea tehnică, cât în special pe partea de administrativ. Eu mă asigur că finanțările potrivite sunt obținute, că investițiile pe care ne le dorim sunt bine structurate și obțin fondurile de care au nevoie, că partea juridică e gestionată cum trebuie. De asemenea, ca un element de noutate, am adus recent clienții tip supermarketuri pe zona de legume. Ca să revin, ferma noastră are o suprafață de aproximativ 400 de hectare, din care un 60-70 de hectare sunt cultivate cu legume. Fiind o suprafață mare de legume, automat avem o desfacere a producției mai complexă. Eu am introdus aceste raporturi cu supermarketurile care s-au dovedit a fi inspirate. Am aflat de cursul Tineri Lideri în Agricultură, tot într-un mod similar, într-un clip de promovare, în care am avut ocazia să văd niște alți cursanți care au participat înainte și care vorbeau cu entuziasm de experiența lor, de ce a însemnat acest program pentru ei. Eram într-o dimineață la o cafea și am zis, wow, sună super interesant, hai să mă înscriu și eu. Și sincer să vă zic că a fost o decizie extrem de inspirată. E un curs de la care am avut foarte multe de învățat, trainer de foarte bună, cu foarte bună pregătire, informații de foarte bună calitate, exerciții practice care te solicită, te provoacă să te descoperi, să-ți dai seama la ce ești bun, care sunt limitările, cum să le depășești și foarte importantă partea de networking. Cunoști fermieri tineri, la fel ca tine, cu fermieri de dimensiuni, cu ferme de dimensiuni variate, de tipologii diferite, unul zootehnie, altul vegetal, altul legumicol, poți să faci schimb de experiență, să vezi cu ce provocări se confruntă. Sunt foarte multe chestii pe care le-am învățat din cursul ăsta. Astăzi a fost practic festivitatea de absolvire. A fost un moment deosebit de emoționant pentru că se încheie practic 9 luni de curs. Și a fost o experiență deosebită. Sunt recunoscător pentru această experiență. Bun, o să continui cu câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez dumneavoastră celor doi tineri, dar după 10 secunde de publicitate. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu Natura. Vreau să îi întreb atât pe domnul Prelipcean, cât și pe domnul Popescu, de ce au optat pentru Agri Innovator și care este rolul dânșilor în acest proiect, cum vă desfășurați activitatea în cadrul proiectului. Mă declar sincer să fiu încântat să văd că mai există foarte mulți tineri care au un apetit mare vis-a-vis de știință, vis-a-vis de cunoaștere. Sunt mulți, cu părere de rău o spun, care preferă să își facă documentația strict de pe net și când vine vorba de cursuri sau de alte studii, practic li se par fie inutile, fie găsesc alte și alte explicații. Dar cu bucurie observăm că sunt și oameni care fie duc afacerile părinților mai departe, fie vor să construiască la rândul lor afaceri noi, durabile, pe baza acestor informații pe care le dobândesc. Vă rog. Care din noi? Da. Care doriți? Dacă vreți, începem cu domnul Prelipcean de data asta, că ați început dumneavoastră, domnul Popescu. Sigur. Ok. Eu sunt membru coordonator al grupului de digitalizare din cadrul Agri Innovator, totodată și reprezentant. Inițiativa a apărut în mod organic. În cadrul grupului, practic la curs am fost 60 de cursanți în această a treia serie. Am identificat printre noi câțiva care suntem pasionați de tehnologie,
de digitalizare, de ce înseamnă elemente moderne aduse în fermă ca să mărim productivitatea, ca să eficientizăm, ca să fim mai performanți din punct de vedere al activității. Și în acest mod organic ne-am strâns, ne-am adunat și am zis: băi, trebuie să ne punem la o dată mințile, experiența, pasiunea fiecăruia, ca să creăm împreună un grup de lucru, să ne ducem într-un fel aport în mediul ăsta, în domeniul ăsta digitalizării. În sensul că, pe de o parte, să explorăm nevoile de digitalizare ale fermierilor români, apoi să căutăm să modelăm diverse aplicații și tehnologii din piață, ca să putem să le aducem la standardul nevoilor noastre, totodată să promovăm digitalizarea în comunitățile noastre, pentru că e clar că asta este viitorul. Digitalizarea și agricultura de precizie clar sunt de perspectivă, adică altă direcție nu avem. Și totodată să ne implicăm în partea de crearea politicilor guvernamentale în domeniul ăsta ce ține de digitalizare, de tehnologii noi în agricultură. Practic, un spectru mai larg de preocupări pe care mi l-am propus pe măsură ce am conturat acest proiect, astfel încât să aibă un impact cât mai puternic în domeniul agricol. Bun. Și domnul Popescu? Da, eu în cadrul Clubului Fermierilor sunt coordonator de lucru în cea de-a doua parte a think tank-ului creat, AgriInnovator. Noi suntem o echipă de 5 membri momentan, care încercăm să abordăm agricultura puțin mai prietenos, să folosesc așa un termen neacademic. Practic, ce facem noi în partea de agricultură ecologică și regenerativă? Încercăm să ne punem la punct cu tot ce înseamnă cadrul legal și legislativ din zona asta de agricultură ecologică, să înțelegem care sunt cerințele și care sunt tendințele de viitor în agricultura ecologică și totodată să înțelegem mult mai bine cum funcționează toată natura la un loc. Noi în agricultură lucrăm cu plante. În cel mai mare parte din activitatea noastră suntem înconjurați de natură, de plante și ar trebui să înțelegem puțin mai în detaliu cum funcționează această natură, să știm când este necesar să facem o anumită acțiune și care ar fi acea acțiune. Iar tot în urma unor discuții destul de creative, să le numim așa, am ajuns la niște concluzii relativ comune și am luat decizia de a extinde think tank-ul de la zona de digitalizare și în zona ecologică și regenerativă, pentru că știm foarte bine care sunt normativele europene. Până în 2030 România ar trebui să ajungă la un 25% suprafață ecologică, ceea ce este un procentaj relativ greu de care îndeplinit. Pare greu de poftim? Pare greu de îndeplinit. Pare greu, însă chiar dacă nouă ni se pare acum că pare greu, dacă stăm și nu facem nimic în privința asta, nu cred că avem ceva benefic de câștigat. Și tocmai asta a fost principalul motiv pentru care ne-am strâns la oaltă câțiva oameni, ne-am pus mintea la contribuție și încercăm să găsim niște soluții optime pe care să le aplicăm în fermele noastre, să testăm anumite tehnologii pentru a le vedea randamentul, pentru a încerca să asigurăm o sustenabilitate cât mai reală fermelor din România, pentru că la bază, fără sustenabilitate, nu știu ce viitor o să avem în viitorul apropiat. Apropo, vreau să îmi spuneți, domnule Popescu, ce înseamnă ecoregenerativa și care este impactul așteptat în agricultură? În zona aceasta, eu prefer să discut despre aceste două cuvinte relativ separat. Adică agricultura ecologică este acea agricultură în care nu se folosesc produse de sinteză. Pentru că produsele de sinteză acționează în plantă la nivel molecular și aduc anumite schimbări induse în mod artificial de noi oamenii. În agricultura ecologică se folosesc substanțe organice care se descompun în sol și care au anumite reacții ce favorizează dezvoltarea plantei și crearea unui sistem imunitar cât mai sănătos al plantei pentru a fi ulterior rezistentă la atacuri de agenți patogeni, de dăunători și concurența pe care o creează buruienile, de exemplu, în culturile noastre. Adoptând
preluând această idee de agricultură ecologică și intrând în detaliu și văzând ce stă la baza agriculturii ecologice, noi am ajuns în sol. Și făcând un research propriu de-a lungul a câțiva ani de zile, fiind autodidact, pentru că în începutul emisiunii dumneavoastră a spus că mulți tineri dau cu piciorul acestor, nu știu să le numesc, oportunități de a se dezvolta în cadrul unor cursuri special amenajate și că aleg să culeagă informații de pe internet. Chiar dacă aleg să culeagă informații de pe internet, contează foarte mult calitatea acestor informații, pentru că și eu am fost unul dintre acei oameni care am cules informații de pe internet an la rând, am acumulat diverse cunoștințe și oportunitatea m-a adus în cadrul Clubului Fermierilor și am întâlnit toți acești oameni extraordinari care vor să schimbe ceva cu adevărat în agricultură. Toate informațiile alea le-am pus într-un bol, le-am amestecat cu ideea ale colegilor și a luat nașterea acest think tank. Și ajungeam la partea regenerativă în discuția de mai devreme și spuneam că abordând mai în detaliu agricultura ecologică, ajungem în sol. Studiile arată că la ora actuală în lume, solul este foarte degradat. Și noi fără un sol fertil și sănătos, nu putem avea o plantă sănătoasă natural. Suntem forțați să intervenim și intervenim pe o parte organic și pe altă parte chimic. Iar această suprachimizare produsă de-a lungul anilor, să zic așa, pe solurile din România, vorbim și totodată din lume, a dus la o îmbolnăvire a solului și o dependență de anumite produse pe care noi le aplicăm. Dar în mare parte le aplicăm în necunoștință de cauză, pentru că nu facem un research atât de detaliat și nu suntem atât de autodidact, pentru că nici timpul nu ne permite atât de mult. Și practic aceste două zone încercăm să le îmbinăm în cadrul think tank-ului nostru și să lucrăm nu separat, ci împreună, să gândim o agricultură ecologică și regenerativă totodată, pentru că regenerarea se axează foarte mult pe sol. Solul este cel regenerat. Un sol regenerat, practic, ajungem să avem o mulțime de microorganisme și macroorganisme la nivelul solului care lucrează într-o simbioză conform naturii, una se mănâncă pe cealaltă și așa mai departe și creează tot felul de nutrienți pe care planta pe care noi o semănăm în câmpurile noastre vine la rândul ei și consumă nutrienții creați de toate acele micro și macroorganisme pentru ca noi la final să recoltăm și să ce facem mai departe, vindem, facem bani și ne hrănim până la urmă. Practic este un business la mijloc, el trebuie să aibă o sustenabilitate, are nevoie de sprijin financiar pentru a funcționa, pentru că sunt oameni care lucrează în spate și așa mai departe, că trăim într-o societate în care avem nevoie și de partea financiară, dar totodată din agricultură ne hrănim. Și dacă nu acordăm o importanță destul de detaliată, destul de mare alimentației pe care noi o avem, nu putem avea pretenția ulterior să fim sănătoși. Și tot așa, totul este un lanț, totul este ciclic și totul pleacă de la ceea ce nu vedem până la ceea ce vedem și la un moment dat nu mai vedem. Dacă nu. Înțeles. Bun, ca o concluzie la ce am discutat, l-aș ruga pe domnul director general să facă lucrul ăsta, să o tragă pe domnul Liviu Dobre în 30 de secunde vis-a-vis de Agri Innovator, domnule director. Avem toată convingerea că grupurile de lucru constituite de Răzvan și Cătălin vor prezenta rezultate, lucruri pe care să le poată face publice. Suntem convinși că vor fi ascultați și vom face tot ceea ce este posibil din partea noastră pentru a-i susține și pentru a-i face auziți. Și aș mai vrea, dacă îmi permiteți, să fac un apel. Au vorbit și Cătălin și Răzvan foarte frumos despre programul Tineri Lideri pentru Agricultură și dacă toți suntem aici și vorbim despre viitorul agriculturii, lansez o invitație tinerilor noștri ascultători să se înscrie. Avem o perioadă de înscriere nouă pentru o generație nouă de tineri lideri pentru agricultură. Avem 120 de burse care își așteaptă beneficiarii.
Vă așteptăm cu mare drag să vă depuneți aplicațiile pe agricavă.ro sau cfro.ro. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, le mulțumesc domnilor Răzvan Prelipcean și Cătălin Popescu pentru prezență, pentru participare, le urez mult succes. Cu domnul director general Liviu Dobre ne revedem și ne reauzim după câteva minute de publicitate.